Știință! Bine, ne revedem într-un nou episod Știința Altfel! Auzi? Eu mai am o curiozitate. Ia zi. Cum se transmite energia sub formă de căldură de la un corp la altul? Păi cum? Dacă... E la ea lasă mâna asta, că ceva... În primul rând, transferul de căldură are mereu loc de la cald la rece. Pe bune? Nu invers? Păi de la rece la cald? Adică tu crezi că corpul se răcește? A, nu, dar crezi că ne e rece și dăm gura căldură. Păi da, ca să ne încălzim. Okay. Deci tot timpul mergem de la cald la rece. Și până la urmă, ce este frigul spooky? Lipsa căldurii. Exact. Nu există frig, ci există absența căldurii. Cum nu există întuneric, ci există... absența luminii. Nu e așa? Transmiterea căldurii de la un corp la altul, mai exact de la un corp cald la un corp rece, se poate face prin mai multe feluri. De fapt, prin trei. Conducție, adică atunci când pui tigaia pe foc și tigaia se încălzește. Prin convecție, adică cum ar fi prin intermediul altei substanțe, ca la bain-marin. Sau prin radiație. O căldură pe care o folosești fără niciun fel de contact fizic, adică nici măcar printr-o substanță. Cuptorul cu microunde. Știi ce este foarte interesant la radiație? Că nu îți trebuie nicio substanță. Ea poate să treacă inclusiv prin vid. Adică de la soare la pământ, de exemplu. Sincer, e ceva foarte interesant. O să oare, nu știu cum să spun, le descoperim oare pe toate acum? Păi zi din nou, că blam, pam, 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 ce tăiem? Transferul căldurii prin conducție se realizează atunci când corpurile sau substanțele cu temperaturi diferite sunt puse în contact, astfel încât se permite transferul căldurii, dar neînsoțit de transfer de masă, cum ar fi dacă luăm apă fierbinte, punem... Op, pardon, ai grijă la deget. Așa, după ce că e rup mai dat și cu... Ce se va întâmpla cu lingurița asta în apă fierbinte? Se încălzește, evident. Evident că se încălzește apă. Păi nu mai pune mâna, că zic... Hai să măsurăm temperatura apei. Ne-a zis probul de fizică să băgăm acest super mega termometru înăuntru. Ia să vedem. Dacă mai faci așa, urcă spre 50... aproape 50 de grade. Apare răcirea. Probul de fizică a zis că de aia se ține acest termometru la subțioară sau unde se ține, ca să ajungă la un echilibru termic. De aia, pam, pam, să nu mai poți mai cum ai spune. Și așa se întâmplă și când scade. Dar vorbești așa de repede că nu înțeleg ce spui. Păi, dar de ce nu înțelegi ce spui? E foarte simplu. Pentru acest experiment avem nevoie de unt. Unt într-un pahar? Într-un pahar. O tavă. O cană. Lingurițe! Stai puțin, că aici lingurițele nu sunt așa. Avem nevoie de o linguriță de fier, o linguriță de lemn, o linguriță de plastic. Știi de ce sunt diferite, Spooky? Pentru că sunt făcute din materiale diferite. Exact, și testăm transmiterea căldurii. Mai avem nevoie de 3 mărgeluțe. Și apă fierbinte. Asta înseamnă că avem nevoie și de unt. Adult, iau prima dată untul. Ce facem cu untul? Trebuie să fixăm cu ajutorul untului bobițele de lingurițe. Bun. Punem și că faci prăjituri. Fixăm practic. Ia uitați. Mamă. Vezi? Fixăm mărgeluța. Păi vezi, zici că e o prăjitură. Ei, dar nu e prăjitură, e un experiment. Știi pe cine trebuie să chemăm data viitoare? Pe cine? Pe Jamila. Ca să ce? Ca să facem experimente cu ea. Ok. Niște reacții chimice plătite. Așa, încă o mărgelușă. Am pus prea mult unt. Too much butter. Așa, să se vadă cumva. Și mai avem încă una. Nimic complicat până acum, nu-i așa? Puteți să faceți experimentul ăsta acasă fără probleme. By the way, o să-l facem și noi la Răzvan și Dani. Așa că uite-te bine. Okay. Dăm untul la o parte, așa? Dăm lingura asta la o parte. Așa. Nu ne mai trebuie. Și acum turnăm apă foarte fierbinte în cană și așteptăm să vedem ce se întâmplă. C-
ce urmărim, după părerea ta? Păi să vedem dacă pică mărgica. Păi de ce să pice mărgica? Păi mărgica de la căldurica. Care topește untulica. Adică tu te aștepți ca untul să devină lichid din cauza temperaturii foarte ridicate a apei, nu? Dar cum s-ar putea întâmpla asta? Apa foarte fierbinte încălzește materialul lingurițelor, nu? Păi și nu știi, vedem... când e supa foarte fierbinte și bagi lingura și după aia pui pe limbă și te urli, exact. Nu e adevărat? Și vedem care material absoarbe căldura mai repede și mai bine. Așadar, Spooky, ce putem să observăm? Care material dintre toate cele trei are cea mai mare putere de absorpție a căldurii? Păi cum am zis și mai devreme, metalul. Metalul. Să știi că există o diferență și între plastic și lemn. Așa. Dar în principiu este foarte clar că atât plasticul cât și lemnul absorb mai greu căldura. Și de aia le și folosim când gătim lingură de lemn sau folosim mânere de plastic, nu-i așa? Urmează un nou test. Iarăși? Iar mă strângi la ochi. Nu te mai strâng. Da, ideea e că nici nu trebuie să vezi, știi? Nu pe asta. Bun, așa. Și vreau să-mi spui când simți ceva, să spui că simți și ce simți, da? E cald. Fierbinte chiar. Acum nu știu nimic, nu știu dacă faci ceva. Păi nu fac. Da, au, asta frige. Lasă mâna. Nu mai știu unde era mâna. Au, wow, asta... Ce mai cu frate te-am ripte halul ăsta? Am testat. În cazul unui corp solid, particulele din care este alcătuită substanța nu se deplasează unele printre altele în mod vizibil, ci își transferă energia din aproape în aproape, de la una la cealaltă. Acest tip de transfer de energie sub formă de căldură se numește conducție. Unele substanțe permit mai ușor conducția căldurii și de aceea le numim conductoare termice. Prin alte materiale, căldura este transmisă mai greu, de aceea le numim izolatoare termice. Te bag la izolator. Așadar, Spooky, știi unde am găsit experimentul acesta? Unde? Chiar în manualul de fizică. Vorbești serios? Foarte serios și am zis, hai să-l testăm și noi. Așa. Bineînțeles că este tot vorba despre conductivitatea căldurii. Avem nevoie pentru acest experiment de trei, ce sunt astea, că tu le numești întotdeauna... Mini șuruburi. Mini șuruburi. Andreea, să zără asta cum le-ai fi zis? Cuie. O mânare, bețe de chibrit, o tavă, un adult, că folosim foc. Ei bine, și avem nevoie de... o tijă de metal, asta e cea mai importantă, să zic așa. Noi folosim suportul acesta, dar poate fi făcut și fără tija aceasta. Dar ce este? E de la ceva de gătit. Exact, te-ai prins, bravo. Un fel de cuțit ceva. Sincer, nu știu, știi ce? Cred că e din ăla de testez aluatul. Dacă... am înțeles, ăla de... poți să faci și barbecue, poți să faci pe el, așa? Da, așa, frigărui. Așa. Frigărui, bravo. Ce avem de făcut? Punem tija deasupra tăvii. Așa. O să se lase cu ceva mizerie. Ca de fiecare dată, adică. Așa, ține... Avem mini șuruburile în sus, da? În acest moment. Astea două, le vedeți? Sunt în sus. Și mai punem unul, tot în sus aici. Cum crezi că facem, Spooky? Cum le lipim? Păi cu ceară. Cu ceară, exact. Turnăm ceară. Așa. Și așteptăm puțin, da? Observăm că sunt toate prinse. Noi, de fapt, avem nevoie de șuruburi întoarse invers, înțelegi? Cum spuneam, dispozitivul acesta este opțional, putem foarte bine să-l ținem în mână, nu e nicio problemă.
Și ce crezi că urmează să facem, Spooky? Să pun asta pe șuruburi? Nu pe șuruburi, ci lângă șuruburi, ca să încălzim practic tija de metal și să vedem rezultatele. Ce se va întâmpla? Avem mai multe variante. Fie să nu se întâmple nimic, fie să cadă toate șuruburile deodată, fie să cadă pe rând în ordinea încălzirii tijei. Deci se trebuie una. Oh! Pac! Oh! Gata! A căzut și al treilea! Asta înseamnă că bara noastră a absorbit căldură treptat, nu dintr-o dată. Și căldura s-a transmis în timp pe toată lungimea ei. Conducția în solide se realizează din aproape în aproape, cu viteză mai mare la materiale conductoare termice, cum ar fi metale, și mai lentă la materiale numite izolatoare termice, cum ar fi lemn, plastic, material textil, cauciuc. Am un challenge. Ia să vedem. Păi, pentru acest experiment avem nevoie de niște baloane. Așa. O lumânare și un chibrit. Și un adult. And that's it. Bun, hai să umflăm baloanele cât de tare poți, te rog frumos. Cât eu de să tare? Da, eu beau un pic de apă, că am gura uscată. Da. Am această lumânare, o aprindem noi oare? Da. Să vedem ce o să iasă. Te rog frumos să pui balonul deasupra. Păi pomnește! Nu se știe. Pum! Eram sigură, na, de ce să fac ceva ce știam deja? Fii atentă, spune așa. Nu, mai vreau! Uite-te puțin. Vai, spunchi. Ce? Stai puțin, că nu atingi. Băi, what? S-a negrit! S-a negrit! Ia uite, s-a negrit! Ia uite-l! S-a negrit, dar nu a plezdit! De-aia mișcă un pic balonul. Cum am văzut eu șmecheria? Mamă, dar nu se vedea deloc! Ce tare! Eu când am băut apa, de fapt le-am băut apă și când am suflat cu tot cu apă înăuntru, iar apa dinăuntru nu conduce căldura! Deci, cu ocazia asta am aflat că apa nu este un bun conductor termic. A absorbit căldura, dar n-a transmis-o mai departe. Mamă, super tare! Conducția în lichide. În majoritatea lichidelor, conducția se realizează mult mai lent decât la solidele conductoare termice. Iar conducția la gaze se realizează cu dificultate și mai mare decât la lichide. De aceea, gazele sunt considerate bune izolatoare termice. Acesta este motivul pentru care o fereastră dublă izolează termic mai bine decât una simplă. Transferul căldurii prin convecție se realizează atunci când corpurile sau substanțele cu temperaturi sunt puse în contact, astfel încât să se permită transferul căldurii din cauza transferului de masă de data asta. Deci la conducție nu avem transfer de masă, aici avem transfer de masă. O să vedem exact cum. Ce faci, Spooky? Păi pregătesc experimentul. Și ce pregătești acolo? Încerc să fac o spirală. Ok. Ah, uite cum sunt astea două de aici. Exact, da, încerc să fac cu asta. Am stricat-o. Vezi, uite, am stricat-o acum. N-am nimic, că le avem pe astea. Sunt din aluminiu și ia spune-ne, Andreea, cum le-ai făcut? Păi am desenat pur și simplu un melc pe aluminiu și l-am decupat. And that's it. Uite, vezi, și când ridicăm de el, se vede așa, ok? Avem nevoie de două lumânări, pentru că una ție, una mie. Două bețe de frigărui. Și? Prezența unui adult. Pentru că urmează să folosim focul. Adică avem nevoie de chibrit sau brichetă sau orice sursă de căldură. Cum spirala, nu înțepăm aici. Stai puțin, o așezăm pur și simplu în vârf. Uite. Ok, și acum ce trebuie să facem? Aprindem lumânarea să vedem ce se întâmplă. Că și nu ia foc? Începe să miște! A
Ok, de ce se întâmplă acest fenomen? Asta se numește convecție. Știi de ce? De ce? Pentru că lumânarea, focul, încălzește aerul din jur. Așa. Aerul încălzit care se plică ușor, ușor. Da, asta trebuie un adult. Și fii atent, rămâne ăsta de la o parte. Au, au, au. Deci, practic, aerul încălzit împinge în spirala noastră. Înțelegi? Pentru că el se încălzește, împinge în spirala, apoi se răcește, coboară jos, iară vine un aer încălzit care împinge în spirală. Și, practic, aerul încălzit face spirala să se miște. Ai zis coboară jos, poate coboare și sus? Nu. Am folosit un pleonasm ca Eminescu. În cazul gazelor sau al lichidelor, energia nu se transmite doar de la o particulă la alta, învecinată cu ea, ci se transmite prin crearea unor curenți de fluid. Acest mod de transmitere a energiei sub formă de căldură se numește... convecție! Exact! Știi ce spunea bunica? Răceala vine de la picioare! Și a avut dreptate! Următoarele materiale. 4 boluri de supă care sunt de fapt 5 din polistiren. Prezența unui adult pentru că folosim apă foarte fierbinte. Apă rece. Mamă, dar cât apă rece acolo? 10 litri? 5. Colorant verde, colorant roșu și un recipient pătrățos. Te rog să așezi tu ca niște piciorușe cele 4 boluri de supă. Așezăm bazinul, recipientul pe el. Opa! Cât apă rece? Toată! Toată? Bă, dar e cam rece. Păi așa trebuie să... Rece, rece chiar. Punem colorant roșu în mijloc. Colorant roșu simbolizează căldură. Cu pompiță sau un pai, dacă nu aveți. Perfect, vezi? Da! Și acum luăm celălalt colorant verde care simbolizează curenții de aer rece. Punem în lateral. Turnăm apă fierbinte în cel de-al cincilea recipient. Așa, și acum băgăm chestia asta? Băgăm sub... Nu e foarte bine, opa! Ce am pus aici? Fierbinte. Apa fierbinte. Și apa fierbinte ce face? Căldură. Căldură. Și practic moleculele de colorant roșu... Devin mai calde. Devin mai calde. Asta înseamnă că își modifică densitatea. Dar fii atent ce se întâmplă. Moleculele de colorant roșu se ridică, se împrăștie, după care coboară. Ei, fix metaforic, experimental vorbind, așa arată convecția de aer cald cu aer rece. Și curenții de aer rece, după cum putem vedea la colorantul verde, rămân la fundul vasului. Asta înseamnă că aerul rece rămâne jos, aerul cald se ridică. Și acum, ca să ne exprimăm științific și să înțelegem științific legătura dintre mișcarea browniană, mișcarea moleculelor și temperatură, bolul din polistiren cu foarte multă apă fierbinte aflat sub recipientul cu apă rece transmite căldură în zona cu colorant roșu. Am văzut deja la fenomenul de difuzie că viteza moleculelor crește de la căldură și pentru că această viteză crește, moleculele se ridică la suprafață pentru că au o densitate mai mică decât apa rece. Radiație. Corpurile calde emit radiație electromagnetică. Aceasta... Inclusiv noi? Inclusiv. Mamă, sunt electromagnetic. Aceasta poate trece prin orice mediu, chiar și prin vid. Radiația nu depinde de existența moleculelor. Și inclusiv tu, evident, nu știi că sunt niște aparate, sunt niște muzee de știință unde te duci și se vede radiația corpului.
Căldura care ajunge pe pământ de la soare este transferată prin... radiație! Toate corpurile absorb radiații și reflectă radiații. Cele care absorb mai mult decât reflectă, hârtia neagră absorbe mai multă radiație decât reflectă. Ei bine, ea și preia mai multă căldură. Am stabilit că radiația e diferită de convecție, pentru că în convecție încălzim o substanță aflată imediat în apropierea sursei de căldură. Radiația funcționează fără nicio altă substanță, chiar și prin vid, ok? Așadar, pentru a înțelege mai bine fenomenul de radiație, am adus aici un instrument special. Știi cum se numește? Special. Nu! Radiometru. L-am acoperit ca să nu reacționeze la lumină. Ok? Păi avem multă lumină. Avem multă lumină. Nu! Na! Nu, pentru că e foarte sensibil și să nu creadă lumea că mișcăm noi masa. O, începe. Bun, și acum? Ia stai așa. Dacă le apropiem mult de tot. Iată cum radiația trece și prin sticlă. Da, uite cum radiază, băi băiatule, băi, uite ce super mega repede, uite cât de fast este. Acum, fii atent. Apropie-l un pic. Mamă, ce se simte, ia pune mâna scochii. Păi de-o simți și de aici, dar e căldură. Asta este transmiterea căldurii prin... radiație! Orice substanță este caracterizată de o mărime fizică notată cu cel mic și numită căldură specifică. Există astfel un tabel în care puteți afla căldura specifică proprie fiecarei substanțe, de exemplu aur sau argint, Google it și aflați. Căldura specifică a substanței depinde de starea ei de agregare, cum ar fi apa. Apa o avem în formă de gaz, în formă de lichid sau în formă de solid și bineînțeles că are căldură specifică diferită, că într-un fel este apa fierbinte și altfel este o bucată de gheață. O calorie reprezintă echivalentul energiei necesare pentru a ridica temperatura unui gram de apă distilată de la 19,5 grade Celsius la 20,5 grade Celsius și o calorie este egal cu 4,186 joule. Dacă vă plac experimentele, este important să știți că fiecare oră de știință contează. Nu uitați să invitați alături de noi pe prietenii voștri, pe părinții voștri, chiar și pe bunicii voștri. Împreună facem știința să existe în emisiunea Știința Altfel sau Cu Drag de Știință. Mulțumim cu această ocazie Liceului Genesis, care ne-a pus la dispoziție acest laborator de fizică și dacă sunteți clasa 8-a și vă gândiți către ce direcție să vă orientați, puteți să aruncați un ochi pe Liceul Genesis, pentru că acolo aveți și... Bac internațional, senzațional, fără regală! Apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu toate noutățile noastre și desigur ne găsiți și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook. Profesorii trăziți! Între timp, am fost Andreea Soica, Spooky profesorul trăzit de la Fan Science, ducem mâna la inimă și zicem știință! 1, 2, 3, 4. Nu suntem profi, oameni profi, dar tu poți fi. 1, 2, 3, 4.